Bună dimineața, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vă voi prezenta ce mi-am luat de Black Friday, după cum vedeți și din titlu. Navigație pentru Ford. Hai să mergem la mașină să o montăm. Acesta este vechiul multimedia de la mașină. Nu e neapărat un lucru rău, la vremea lui a fost foarte bun. Am CD-ul și cam atât, și radio, ceas. Designul e drăguț, numai că am niște probleme. N-am mufă de USB aici, n-am Bluetooth la el, unele au, dar ăsta nu are, din păcate, ghinionul meu. Și eu, ca să-mi încarc telefonul și să pun muzică de pe Bluetooth, hai să vă arăt ce mizerie puteam să am și eu, ce improvizație, ca să zic așa. Deci, în primul rând, un suport de telefon din ăsta pe care îl pun pe ventilație. Și da, ăsta e cu 99 vehicles. Deci, ăsta, în primul rând, dau drumul la căldură, iarna, vine toată căldura în telefon, și doi la mână, când dădeam într-o groapă, sau nu neapărat într-o groapă, pur și simplu, treceam peste șina de tramvai, se zgudea un pic și sărea de aici și îmi pica telefonul pe jos. Dacă aveam, să zicem, grilajul ăsta un pic mai larg să-l prind de aici, poate stătea mai fixat. Dar e nasol. Da, când merg la drum lung pe autostradă nu-mi pică, dar cam asta e, nasol. Și eu, ca să pot încărca telefonul, foloseam un modulator de ăsta, să am Bluetooth și să-mi încarc telefonul. Problema este alta. Eu voiam să folosesc și camera. Nu am montat acum pe mașină, am lăsat-o în casă, că am tras niște filmări de pe ea. Și trebuia să încarc și camera. Deci, practic, aveam nevoie de două prize. Și eu, ca să am două prize, ce am făcut? Mi-am luat-o de asta dublă. Da, și ca să scap de toate prostiile astea, de atâta căblăraie, bine, o să păstrez numai încărcătorul de la camera de bord. De astea o să scap de ele, nu știu ce o să fac cu ele. Le găsesc eu rostul. Măcar o să rămân doar cu asta. Hai să le las în torpedo, că nu-i vorba de ele acum. Și ca să scap de toată treaba asta, să las doar o brichetă, să folosesc doar pentru un singur dispozitiv bricheta de la mașină, o să dau jos această chestie și o să montez noua navigație, care se vede pe ea, are USB, card de memorie, o să montez o cameră de marșalier. Aș putea, momentan mă folosesc doar de senzorii de parcare, am și o telecomandă cică, radio, mirror link de Android 5, sigur am Android mai nou pe Xiaomi ăsta, și Bluetooth. Înainte de toate, hai că s-a încălzit în mașină, nu mai așa de frig. Înainte de toate, ăsta, ca să-l scot, am nevoie de niște cheițe speciale. Aici sunt niște găurele, niște spații în care bagi niște cheițe, o să vă pun acum pe ecran să vedeți. Eu n-am aceste cheițe. Puteam să le comand de pe AliExpress, dar îmi veneau mai bine de o lună. Nu costă mult, 8 lei, 10 lei un set. Doar că timpul este mai prețios decât banii. Așa că, exact cum fac unii pe principiul, bă, e păcat să pui șurub sau să pui colier când poți să legi cu un pic de sârmă, voi face exact cum am văzut la un rus pe YouTube, și anume, voi folosi niște catere ca să dau jos vechea navigație. Și mi-am luat și lame de rezervă în caz că le rup. Așadar, cu niște catere luate de la Dedeman, nicio sponsorizare aici, dar voi face exact cum am văzut la un rus pe YouTube, pentru că metodele astea este europene, în care legăm cu sârmă în loc să punem șurub sau lucruri asemănătoare, funcționează, dar numai aici. Și nu-mi trebuie vreun mecanic sau vreun electrician auto ca să montez o navigație. În teorie nu mi-ar trebui nici dacă aș vrea să-mi pun o cameră de marșalier, dar nu știu pe unde se trage cablul, cu ce să dau gaură în bară ca să pun cameră de marșalier, dar momentan nu am nevoie. Mie mi-ajung senzorii ăștia, mă descurc cu parcatul, ieși în mașina mică. Bun, și noi trebuie să băgăm aici. Da, a ieșit un pic, după cum vedeți, că așa se face, un pic pe o parte și după aia trebuie să băgăm mai mult pe cealaltă să scoatem. Și m-am tăiat și un pic la deget. Ce nu fac eu pentru voi? Sufăr pentru acest episod. Ce ați văzut până adineauri a fost filmat săptămâna trecută. De ce? Până la urmă n-am reușit să scot navigația folosind caterele. A trebuit să aștept o săptămână, fiindcă a fost nebunia cu Black Friday, ca să îmi cumpăr chestia asta. Un set de cheițe ca să pot să scot navigații de-astea de tip vechi. Așadar, pentru a putea scoate o navigație de
acest tip, fie cum e cea de la Ford sau orice altă navigație de tip vechi pe care nu poți să o tragi, n-ai un radio simplu să-ți fie mai ușor să-l scoți, ai nevoie de niște scule speciale. Eu am dat pe ele vreo 60 de lei, de fapt nu, 40 de lei cu transportul 60, cam cât mi-a fost reducerea pentru navigație. Așadar, avem aici cheițele magice. Hai să vedem, reușim sau nu să facem magia? Una aici. Și un, uite, asta s-a înfipt. Așa, bun, hai să vedem dacă iese. Bă, mâncați-și, dar e prinsă bine. Bă, nu iese. Mic update, i-am scos butoanele pentru că, hai că se vede, e șansul ăsta în care trebuie să intre cheia și nu se vedea bine, măcar așa vă arăt și vouă. Deci cumva în șansul ăla trebuie să bag acolo cheița specială, scula, ca să împing de o clamă și să se desprindă. Se pare că cea mai bună sculă tot e cea de modă veche și rubelniță, dacă aveam ciocan, dădeam și cu ciocanul. Bă, n-au mai funcționat cheițele alea pentru că, uite, aici se vede că poți să apăs. Aici funcționează clama, ba, cheia și se deschide, dar pe partea asta nu se mai apasă. Dar abia trebuie să împing tare sau că am defectat mizeriile astea din ea. Ia, astea de jos. Uite, încuietoarea asta un pic așa parcă se mai simte că se apasă, știi, e ca la clanță. Face așa de clanță și simți că merge, broasca nu e blocată. Uite, asta merge mai bine, asta nu prea, asta e ok, asta e blocată. Acum trebuie să scoatem mufele astea. Mamă, da, n-am și un aspirator, hai dracu să șterg un pic praful ăsta. Că... Am scos navigația cu șurubelnița și cântă în continuare. Deci încă funcționează, chit că am scos-o cu șurubelnița și nu cu cheie specială. Cântă în continuare, măcar atât. Mă simt ca Viorel Vio, el își upgradează Dacia cu flexul și eu îmi schimb electronica din mașină doar cu șurubelniță. Vă salut din nou după încă o săptămână. Se pare că îmi trebuia un adaptor pentru chestia asta veche, că nu se potrivea cu navigația, dar ghiciți ce? Fiind Black Friday, eu pentru un adaptor mi-au făcut atâta pachetul și a trebuit să aștept o săptămână, că a fost în continuare perioada aia cu Black Friday-ul. Deci pungă peste pungă, peste pachet, peste pachet. Mă simt ca la... cum se cheamă? Ca la tombole lui Codrin. Tombole, ca la ofrandele lui. Așa. Și din nou, niște scoci de tăiat. Aoleu, bă, dar au băgat ăștia la scoci pentru 10 colete, nu doar pentru unul. Deci, ca să vă faceți idee, mi-au făcut atâta pachetul pentru ceva atât de mic, care mai este băgat într-un ambalaj, care, ia mă, de unde dracu se desface? Hai că iese într-un final. Ești dracu, ambalajele vieții. Deci, da, pentru chestia asta, mi-au făcut atâta coletul și a trebuit să aștept o săptămână să-mi vină mâncava-și gura. Hai să punem o dată adaptorul vieții. Mai reușesc să-l bag în cutiuța lui, pe ăsta vechiul? Hai că reușesc. Treci înapoi în cutie, să văd cum Dumnezeului vine ăsta. Deci ar trebui să vină cumva așa. Nu știu cât de bine se vede, dacă îi dau zoom la editat, dacă nu, aia e. Bă, sper că a intrat. Hai să facem o probă, scoatem navigația să vedem dacă funcționează sau nu. Ok, asta cred că vine jos. Cred că asta cu galben vine jos, după logica mea. Ok. Și aia altă vine sus. A pornit! A pornit! Și într-un final am reușit să o pun. Așa, hai că mă enervează folia asta. Nu e cea mai wow, trebuie să-i setez data și ora, aia e. Problema este alta, am reușit să o prind. Șurubul ăsta, șuruburile ca ăsta erau înfipte în mașină. Numai că pe partea asta mi-a căzut șurubul undeva în spate și nu mai pot să-l scot de acolo. Așa că am pus un buton de la navigația veche. Iar acum filmez navigația care vă filmează pe voi, care filmează navigația care tot așa... Bun, hai că măcar stă. Uite, dacă e să... Hai că stă cât de cât. O să iau eu un șurub ceva de la Dedeman să-l pun în loc de butonul ăsta de bas. Dar măcar navigația stă acum. Măcar atât. Trebuie să-i mai iau o ramă și gata. E totul ca nou.
Ok, am uitat să adaug ceva. Va trebui să instalați și o aplicație, că mie mi-a dat o aplicație pentru asta. Uite, aplicația este chiar aici. Asta e, HiLink. Te pune să o descarci de pe site-ul lor, deci nu vă speriați când o să vă dea: domne, vezi că nu e din loc sigur, lași Google Chrome-ul să descarci aplicații, bla bla bla. Îi dai că da și uite, vă că funcționează. Am mai găsit o chestie. În caz că s-a închis ecranul la telefon, facem așa. Apăsăm o dată, ținem aici cu degetul pe lacăt și gata, s-a deschis. Bine, mi l-a dat în vertical. Hai, fă-te orizontal. Bun. Și gata. Deci dacă ți se închide telefonul când ești în trafic, mă rog, dacă mi se închide mie telefonul, apăs pe ecran, țin pe lacăt și dau în sus. Și se deschide la loc. Ok, asta e utilă, că și așa mie mi se închide mereu ecran la telefon, că na, economisire de o baterie. Bineînțeles că a trebuit să-mi bage și reclamă. Deci, dacă ar fi să dau o notă acestei navigații, aș zice așa: display-ul este slab calitativ. Nu știu dacă se vede bine pe celularul ăsta, dar uneori parcă joacă pixelii pe el. Băi, o navigație ieftină, n-am de ce să am pretenții. Văd că am o liniuț așa, care nu știu când mi-a apărut. Ori am lovit o navigație când am montat-o, ori habar n-am. Pe partea audio n-am ce să comentez. Ori au fost de la început boxele bune, ori ajută mult și navigația. Pe partea audio se aude foarte bine. Bă, dar acum nu mai apare lacătul. Așa, bun. Enervant că dacă mi se închide telefonul, trebuie să-l fac așa odată, să treacă înapoi pe wide. Bine, că sunt pe Waze, nu-i problemă, nu se mai închide telefonul. Deci, display-ul așa, e un ecran ăsta ieftin, adică cap cum e și pe camera de bord, așa e și ecranul ăsta. Ce notă să-i dau? 3 din 5 stele la ecran, că măcar e mare, măcar atât și touchscreen-ul e cât de cât așa, să zicem. Hai să-i dau un 3 stele cu indulgență. Pe audio îmi place. Pe partea audio îi dau 5 stele, se aude bine muzica. De fapt nu, 5 stele sunt prea indulgent. 4 stele muzica, 3 stele display-ul și da, trebuie să iau un șurub să nu mai țin ăsta cu butonul. Și o ramă și gata, arată bine, se vede că am zgâriat un pic ăsta când am scos navigația veche. Dacă vrea cineva navigația veche de la Ford, nu știu pentru ce, pentru magneții din ea, habar n-am. Să mă contacteze în privat și o trimit. Deci văd că chiar dacă nu apare, hai să mai închid o dată ecranul. Chiar dacă nu apare tot timpul lacătul ăla, acum a apărut ea. No, deci când apare lacătul trebuie să-i fac așa, când nu se vede lacătul, merge și fără. Ia, deci apăs o dată așa, dar pe lângă lacăt o merge? No, deci doar pe lacăt. Da, odată sau de doar nu mi-a apărut lacătul, nu știu de ce, dar a funcționat. Mă, sper să nu fie o problemă că se încălzește asta, e un pic călduță, dar presupun că nu-i problemă dacă se încinge sau ceva. Sper, dacă a avut careva navigații de genul, să-mi lase și mie un comentariu. Melodia asta e fără copyright, da, am pus-o. Dar fă-te-mă o dată pe... Să-mi fac o setare la telefon să nu se mai închidă ecranul la fel de repede. Da. O să postez pe Instagram o poză finală când pun și rama și eventual pun șurubul în loc de butonul ăsta de bas. Cam atât. Lăsați-vă părerea în comentarii. Vechea poveste, videoclipul a fost întâi și întâi exclusivitate pentru membrii, dar după aia l-am publicat și pentru restul populimii. Ca preț final cât m-a costat toată investiția asta, un pic peste 300 de lei dacă îi adaug și rama aia. Scoțând la socoteală transporturile, o să vorbesc eu cu un prieten care are Genius, să comand și o ramă și o mufă din aia de radio ca să scap de o grijă. Și pun rama aia, mufa de radio și gata. Se vede bine tot și eventual nu se mai văd nici zgârieturile astea. Nu știu dacă mesele își mirgheluie sau să fac ceva, că am zgâriat un pic marginea asta când am scos navigația veche cu șurubelnița. Cam atât. Pe data viitoare, ceaules tuturor și spuneți câte stele ați dat la navigația asta.